Un tânăr a ajuns cu răni grave la spital după ce mașina în care se afla s-a răsturnat în șanț. Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de miercuri, 24 februarie, la intrarea în localitatea Mera, din județul Cluj, după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Se pare că accidentul a avut loc ca urmare a neadaptării vitezei în condiții de ploaie și carosabil umed. Șoferul a pierdut controlul asupra mașinii, răsturnându-se într-un șanț. Dintre cei trei tineri aflați în autoturism, unul a suferit răni majore și a fost transportată de urgență la spital. Ceilalți doi au scăpat teferi, însă s-au ales cu o sperietură groaznică. Un martor ocular aflat în apropiere a surprins imagini de la locul accidentului pe care le-a expediat pe adresa redacției noastre.